Că nu ești tu. Ce să am eu? Ce ai pățit? Mă sui cu un... Cred că de la căldură ți se... Mă sui cu un ciopârtac să văd caprele ce fac. Caprele sunt bătătură. Fetele mă trag de gură. Ah, ce nasol de tine. Pe mine mă trăgeau de altceva când eram de vârsta ta. Ești cam glumit de la un timp. Da. Cam... Nu știu, ca să mai intre cu busta la că mi ajunge pozia de azi. Adi, te-ai descurcat extraordinar. Nu te mai lua după Vlase care spune numai tâmpenii. Eu să-ți dau un lucru serios de făcut. În continuare, te rog să faci ca maimuța. Dar ce ai? Ce ai? E supărat? Nu. Mi s-a părut că ești puțin așa supărat. Sau e de la căldură? Nu. Mi-ai zis, poate din cauza serviciului, nu? Da. Trage-te de urechi, că era bine cu de urechi. Așa, mai mult, mai mult. De ce-ai, dragă, ce-ai pățit? Mi-a venit așa, vreau să mă dezmurtez. Am mai văzut și... Ce ai? Te trezești așa deodată? I'm the king of the jungle. Știi melodia aia, ducele. O știi melodia aia cu aducile. Jungle. Ei, am văzut mișto. Jungle VIP. Jungle VIP. Nu, nu știu. Dar ce ai? O ceau la răzăli de jungle, de la VIP. Nu știu, ea nu niște, nu știu să facem noi de ea și mama mea aminte cum făcea... A câștigat 100 de ron. Bravo, ești extraordinar, tocmai ai trecut de prima rundă și ai câștigat 100 de ron. Ce mergem ușor la cea de-a doua rundă. Pentru cea de-a doua rundă te rog să te ridici în picioare și să te scarpini foarte puternic. De ce nu ți-ai luat și tu înghețata? Nu vreau, mi-e foame. Ți-e foame? De-aia și mănâncă. Băi, nu știu, mă scarpin la tot. Dar ce ai? Nu știu, am avut când eram mai mic, când văd râie și alea și nu mi-ai zis mai acum. Așa. Nu ți-am zis, nu era. Dar nu te mai scărpină, stai jos, încearcă nu să te abții. Dar vin să te scarpin eu, unde te mănâncă? Pe spate, peste tot și în cap. Nu știu, apa e. Sau încearcă să te abții, eu știu. Încerc, dar nu pot. Bravo, Adi! Ce să vezi, ai câștigat 200 de lei. Te rog frumos, pentru 300 de lei obligă-ți partenera să te scobească în dinți. Să încerci să vorbești cu sora ta. Păi vorbesc, când mergem acasă să vorbim. Da, ar fi super să mergem mai mulți. Am ceva aici? Nu, nu ai nimic, nu văd. Așa, scarpină să las oglinda, că nu văd cu oglinda. Cum să te scarpini eu? Ce ai? Nu știu ce vreau. Uitați-mi din și-o. Fii atent, dacă nu reușești să o faci să te scobească în dinți, pierzi toți banii și nu mai câștigi nici măcar aia 300 de lei. Te rog, mă, vezi și eu un dracu, mă, aici. Dar nu am cum, nu am cu ce. Cheamă și tu un chelner. Dă-mi un pic, că n-ai nimic. Cum, cu unghia mea? Las că n-ai nimic, uite, iau un șervețel. Bravo, bravo, ai câștigat 300 de roni. Am ajuns la pragul întâi. Dacă vrei să mergi mai departe... Mușcă din șervețel. Dacă vrei să te oprești, fă-te că leși, da? M-ai auzit? Da. Nu mai înțeleg nimic. Așa. Ce place când zic da. Da, acum ce mai faci? Că făceam aici. O să vină un figurant de-al nostru care o să se dea drept fost coleg de-al tău de celulă de la închisoare. Tu trebuie să îi spui prietenele tale că este adevărată toată această poveste. Tot timpul nu mai supărat, nu mai trist, nu mai obosit. E, no. Am fost și vesel, nu știu. Dar contează foarte mult să zâmbești. Nu te costă nimic. Dar pentru cei din jur contează. Da? Nu mai fi așa. Bine, ce faci, bă, mâncați și gurat? Bă, nebunule! Ce fac, mă, că te-ai eliberat, a? Bă, ia zi. Acum două săptămâni. Bă, ești nebun. Și? Hai, cum a fost acolo? Eu nu mă vreau să mă întorc la tine acolo în viață. De ce, mă? Urât, mâncați și gurat. Nașpa rău. Rău de tot. Da, mă, știu. Înțelegi? Tu ce faci? Bine că. Păsărici alea, pisticoance, bravo, Silvia. Bravo, sorim, de tata. Hai, mă, hai că te-am lăsat. Bine, mă, vorbim. Hai că plecat ca în șură. Vezi ce faci. Bine, boss, hai, faci. Fii atent, pentru 750 de ron trebuie să-i spui iubitei tale că tu ai evadat din închisoare și acesta a fost fostul tău coleg de celulă. Dar cine era băiatul? Te uiți la mine când vorbești cu mine? Păi nu știu cum să zic. Eu am avut niște probleme. Înainte, acum vreo 3 săptămâni, am evadat din pușcărie că am făcut cu calculatoarele, ți-am zis, bine, nu ți-am zis tot de calculatoare, nu dar... Nu ți-am zis nimic, cum?
am făcut, zi, am făcut planeta acolo, niște chestii, știi, informale, nu știu cum să te explic, și m-au prins, știi, că nu sunt legale. Și am fost închis. Asta e. Și acum am ieșit. Am evadat un. Am evadat costul. Și tu când aveai de gând să-mi spui? Vreau să, nu știu, să mai trec o perioadă, să mă gândesc cum să zic, da, și nu, în ce fel, să nu, nu interpretez altceva. Nu, nu. Prieten de astfel între primie? Când credeam și eu că e ok, că am întâlnit pe cineva cum trebuie, gata, deci nu vine să cred. Nu se întâmplă nimic. Pentru tine, nu se întâmplă nimic, da. Când am început să pun suflet în toată relația asta, aflu lucrul ăsta, nu? Cum ți se pare? Păi, bă, dar fata e incredibilă, adică dacă mie îmi zicea, mă cuplam cu o gagică și îmi spunea după o lună de zile că sunt evadată, că e evadată sau invers, cred că depinde la ce gen de femeie îmi plac mie, cred că ori îmi rupea capul după umeri, de unde zburau trei scrumiere în dinți și patru scaune în retină. Deci totul e relaxat, eu nu înțeleg tânăra generație. Trecem peste asta și vedem. Și asta da, e... nu s-a întâmplat nimic. Cum nu s-a întâmplat nimic? S-a terminat totul. Deci știi, aseară am evadat. Am violat trei tinere. Alaltă ieri am violat vreo patru fete. Și alaltă ieri tu ce ai făcut? Serios? Alaltă ieri am fost la mătușii mea și am pus niște cianură în ceai. Și când alaltă aveai de gând să-mi spui? Hai. Și părinții mei ce-ar, ce o să zică? Păi, dar nu le spune, de ce să le spui? Cum să nu le spunem? Păi ce, ce, de ce să ascund? Să încercăm să le spunem sub o altă formă, nu? Dar îți bagi joc de mine? Sunt proasta ta? Nu bagi joc, am vrut să zic, dar n-am dar trebuia să spui, domne, de la început. Dacă vrei să continui, fură tacâmurile de pe masă. Dacă vrei să te oprești, fă ca cocoșul. Trebuia să-mi spui de la bun început și poate înțelegeam. N-aveai cum să înțelegi. Nu, nu aveam cum să înțeleg. Cucurigu! Deci chiar îți bagi joc de mine. A făcut caca cocoșul, a renunțat, asta e. Ne pare rău, a fost și dur subiectul. Mai puțin bani pentru ei, mai mulți pentru noi. Hai să spun altceva. A fost o farsă, nu s-a întâmplat nimic. Vreau să văd cum reacționezi. E, faci față, faci bani, mi se pare. Bună ziua! Da, el are o față interesantă. Și este foarte greu să ai o față interesantă în zilele noastre. Albastru, nu? Irina, drăguțo, ia-l pe domnul, te rog. Astăzi avem o promoție, ați câștigat masa din partea noastră. Trebuie să meargă cineva. Ce tare! Venim cu prietenii data viitoare, sau cum? O să rog pe cineva să vină cu mine să completeze niște formulare, pot să-l iau pe domnul? Sigur, da, de ce nu? Revenim imediat. Imediat. Hai, Irina, haide, vină cu acolo, căci vină cu acolo. Ce surpriză! Ne-ați recunoscut? Salut, salut, salut! Nu vreau să cred, nu vă să cred. Ba da, ba da, ba da. E adevărat ce... Mâna destinului... Mâna destinului s-a plecat asupra ta. Și prietena, soția? Dacă ești gata să participi, poți să câștigi 15 milioane, cunoști regulile deja. Are umor soția, nu, Larisa? Sigur, sigur. Sigur? Da? Aveți copii? Doi copii. Doi copii să trăiască. Să trăiască, să-i cumpărați ceva frumos de 15. Uite, niște cadouri pentru copii. Ar fi frumos. Poți să mergi până la capăt cu încredere, văd că ai umor deja, Gabi. Încercăm, da? Haideți să... Hai, să începem. Dar nu știi ce am pregătit? Nu, dar o să vedem. Hai, că te văd așa curajos. Mai vorbim la final. Surpriza e în felul următor. Au de vedere că el e așa slăbuț și noi avem ca recuzită o rochie superbă de seară. M-am gândit cu prietenarul Vlase să-l facem travestit. Iar nu trebuie să plătim nimic? Nu vine să cred. E... Da, wow, mă rog, e... se întâmplă rar chestii de genul ăsta, dar dacă s-a întâmplat... De ce nu? Hai să începem, nu? Asta e, s-a întâmplat. Gabi, hai să începem. Dacă ești gata să începem, să-i cer partenerii tale o crema de buze. Un piept de pui. Sunt dă-mi și mie, te rog, știu că... Aveam strugurile acolo, să-mi dau și buze. Am buzele uscate rău. A, deci e orice. Nu, dar mama, e foarte mișto. Vreți să te ajut? Nu, domnie, că eu sunt... Ia, vă zici, place cum miroase? Băi, îți dai pe buze, nu pe lângă. Dar nu-ți place cum lucesc buzele mele? Nu, da, dar îți dai așa când te ustură, nu... Poftim. Gabi, văd că ești gata să încep, trecem la prima rundă. Pentru 100 de lei trebuie să... Incluzi în conversație câteva expresii sau cuvinte. De exemplu, introduc în conversație cuvintele travestit,
MOV și epilare inghinală.